Bună ziua tuturor! Bine ați revenit la emisiunea noastră Nimic fără Dumnezeu. Săptămâna aceasta vom continua seria emisiunilor dedicate cunoașterii Sfintei Scripturii. Dacă săptămâna trecută am prezentat personalitățile primilor 9 proroci mici ai Vechiului Testament, săptămâna aceasta vom continua cercetarea următoarelor personaje principale ale scrierilor vechi testamentare, concentrându-ne asupra următorilor proroci mici. Astăzi vom discuta despre personalitățile Vechiului Testament și anume vom vorbi despre prorocul Ageu. Numele său provine evreiește de la Hagia, iar acesta nu a fost purtat de nicio altă persoană biblică, dar întâlnim în Vechiul Testament nume similare, care derivă de la aceeași rădăcină precum Haghi, unul dintre aceștia fiind fiul lui Gad, iar Haghit, soția lui David și mama lui Adonia. După toate probabilitățile, numele Haghi este un adjectiv derivat de la Bag, ce înseamnă sărbătoare și este echivalentul latinescului festivus. Fericitul Ieronim afirmă faptul că numele acesta i-a fost dat profetului în vederea misiunii sale, și anume, el a învățat să se semene cu lacrimi ca să poată culege cu bucurie. Exegeții moderni cred mai curând că Ageu a primit acest nume fiindcă s-a născut într-o zi de sărbătoare. Despre profet se amintește mai întâi în cartea sa, apoi în cartea lui Ezra, unde Ageu și Zaharia sunt prezentați ca personalități importante în reconstituirea templului. Cartea lui Ageu are drept obiectiv reluarea activă a lucrării templului. Cele 4 cuvântări ale profetului au fost rostite în anul 520 înainte de Hristos. Motivul pentru care au fost rostite aceste cuvântări a fost atitudinea de inerție și de descurajare a poporului în fața piedicilor care trebuiau să fie înfruntate. Predica profetului a zguduit inima ascultătorilor săi, pe care i-a scos din nepăsarea lor și a dus la îndeplinirea lucrării la care aceștia au fost chemați. Cartea profetică a lui Ageu reprezintă cea de-a 10-a carte din rândul profeților mici ai Vechiului Testament. În canonul scrierilor sacre iudaice, cartea lui Ageu este socotită printre scrierile profetice, iar în canonul creștin al Sfintei Scripturi, aceasta este inclusă printre prorocii mici. Ortodoxia mărturisește că Ioan Botezătorul, cunoscut ca și înainte mergătorul Domnului, a fost ultimul profet al Vechiului Testament, acest lucru alăturând perioada profețiilor din Vechiul Testament cu Iisus Hristos, cu propovăduirea realizării împlinirii regii. Sfânta Scriptură nu reprezintă numai o simplă istorisire a unor evenimente din viața și cultura poporului ales, ci și o sursă de înțelepciune spirituală, o cale de zidire duhovnicească, o prezentare obiectivă a începutului mântuirii neamului omenesc. Dragi credincioși, vă dorim o zi binecuvântată și până data viitoare numai bine. Doamne ajută!